Reparația spitalului din Glodeni va continua. Blocul a 3 al spitalului din Glodeni va fi reparat în anul 2014, promite autoritățile. Costul lucrărilor se estimează la circa 11 milioane de lei. Ce fel de reparații vor fi efectuate în blocul spitalului, aflați în reportajul următor. Autoritățile publice locale au câștigat un proiect ce prevede reparația blocului A3. Proiectul este finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină și valorează 10 milioane de lei, iar încă 1 milion de lei sunt contribuția din bugetul Consiliului Raion. În prezent, aici grupurile sanitare pentru personal și pacienți sunt vechi și uzate, iar mobilierul, nici acesta nu este într-o stare mai bună. Potrivit autorităților, blocul va fi reparat capital. Vor fi schimbate geamurile, grupurile sanitare și va fi renovat interiorul clădirii. Am câștigat acest proiect în valoare de 10 milioane lei, unde vor fi efectuate reparații de reconstrucție a blocului A3. Consiliul Raional Glodeni la acest proiect vine cu o contribuție, cu o investiție de 1 milion de lei. Acești bani vor fi concentrați sau direcționați anume spre reconstrucție. Reconstrucția sălilor, reconstrucția pereților, tâmplării, pardoselelor și de amenajare a saloanelor din incinta blocului A3. De asemenea, vreau să menționez că acest bloc A3 este ca un centru, ca un creier de legătură dintre toate de celelalte trei blocuri. A2, A4, blocul B este un bloc cheie de legătură dintre ele. Termenul de implementare a proiectului este de 1 an și jumătate. Tot în blocul renovat, autoritățile promit să instaleze și aparatul digital rentgen. Vor avea loc reparații la fel ca în blocurile A1, A2 și A4. În aceste secții sunt incluse secțiile de maternitate, adică terapia, cardiologia. Știm toți că în secțiile astea la noi acolo sunt paturile desfășurate pe un metri pătrați mai puțin decât ar fi normativ. Așa că aceste paturi vor fi de acum desfășurate în secțiile noi reconstruite. La etajul 1 se prevede ca să fie reconstruit o secție de fizioterapie și laboratorul din încăpere unde acum se află temporar va fi reconstruit și adus în acest bloc la etajul 1. Sperăm că tot în etajul 1 va fi instalat aparatul radiologic digital de care atâta se vorbește și care este pe cale să apară de grabă la noi în raion. Menționăm că un astfel de proiect a fost câștigat de autoritățile locale și în anul 2011, iar anul trecut au fost finisate lucrările de renovare a blocurilor A2 și A4, unde se găsesc secțiile de terapie, maternitate, cardiologie, pediatrie și secția de internare.